O video a primarul comunei Bile vrea să dezvolte în continuare localitatea pe care o cârmuiește. Edilul și-a anunțat comunitatea că va candida din nou la primărie pentru un al doilea mandat. Stimați bilezeni, anul 2020 a fost anul în care am primit de la dumneavoastră votul de încredere, votul care mi-a conferit poziția de primar al comunei noastre. Acest lucru m-a onorat și m-a determinat să cred cu tărie că tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru depinde de noi. Politica adevărată este cea care vine în interesul cetățenilor, cea care sprijină oamenii. Pe parcursul celor trei ani și jumătate, împreună cu membrii Consiliului Local PNL, am ales să investesc în educație, în oameni și în dezvoltarea comunității noastre. Educația este temelia societății. Investind în educație vom avea un viitor frumos și un mediu curat. Mi-am dorit și îmi doresc ca localitatea noastră să prospere și să atragă noi investitori. Stimați cetățeni, pe această cale doresc să vă informez că sunt desemnat de către Partidul Național Liberal să candidez pentru un nou mandat la funcția de primar al Comunei noastre. Împreună cu echipa PNL, recunoscută în Comunitate pentru Cinste, Onoare și Implicare, vă comunicăm faptul că suntem pregătiți să vă reprezentăm pe mai departe, cu succes în toate instituțiile, atât publice cât și private, de la nivel județean și național. Prioritatea mea este de a fi mereu aproape de cetățeni, atent la detalii, pentru că acestea fac diferența. Transmite primarul Comunei Biled, Ovidiu Oprișa.